Și cum ai intrat? Aia, la semafor. Adică stăteai pe telefon, da. Este? Nu, nu, nu. Era la telefon cu Alexandra de aici. Păi lasă că pe... Ca să vin mai devreme. Păi erai la telefon cu Alexandra și unde te uitai? În telefon, că vorbeam pe speaker și trebuia să explic pe hartă unde sunt. Și ai intrat în mașina din față. Da. Normal, pentru că tu căutai la poza de la WhatsApp, cum arată colega noastră, Alexandra. Crezi că ne-am prins? Bravo, ești bine? Ești în formă? Sunt foarte bine. Cum te-a bătut, Iancu? Nu, Gianni, nu? Gianni, Gianni, că aici nu mai știu că am fost. Gianni Cheriță? Da, da. E mai bătrân decât tine cu câți ani? Asta este. Ce să facem? Cu câți ani? Cu 14 ani. Deci cu 14 ani? Da. Bătrânul Gianni Cheriță? Da. Ce să faci? Nu că te-a făcut. Înfrângere am luat. Ba. Am luat mare înfrângere. O trei pe caiet, știi. O trei pe caiet și o dau data viitoare. Da, dar cum a fost? Mi-a promis revanșa. Ți-a promis revanșa? Eu i-am cerut-o și a zis că se mai gândește, dar cred că o acceptă. Da, am văzut-o și eu pe TikTok și peste tot. Mi-a venit să cred, adică... Aia, acum, când te uite la mine, aveam jocul de picioare bun și schimbele, dar s-a întâmplat în secunda. Da, care... a funcționat. Haide să luăm exact, loc. Să am înțeles că astăzi mi-a zis în felul următor, bă, dată, vă rog frumos, eu nu sunt pe bulete de cașcaval, sunt pe ciuperci și pe... cu ce? Cu pătrunjel, nu? Cu ciopii, cu verde. Da, nu ești pe carne? Pe... Sunt vegan, da. Sunt vegan? De 3 ani de zile, da. Și de 10 ani? 3 ani, 3 ani. De 3 ani de zile și nu mănânci prăjel, nu? Da, nu mănânc prăjeli. Vegan înseamnă doar fiert. Da, nu, nu, vegan înseamnă fără produs animal. Aha. Fără conținut cu care și au produs animal. Ro-vegan înseamnă, da, să nu prepar termic. Așa este. Bravo. Bun, da, nici nu știm unde ai venit, dar ne place că ești curajos. Deci, oameni buni, Andy Constantin, burlac, supraviețuitor, luptător și pregătit astăzi să răspundă la întrebări. Ți-a fost ciudă că... Ce? Cam la KO? Da. În viață se mai întâmplă, Cătălin, și de-astea. Și tu ai spus la mai un moment dat dai, că l-am înfruntat pe Gianni fără, fără succes, ai zis. Am încercat. Dar asta este, am încercat să zic, de fapt, lupta mea a fost cu mine și faptul că am pășit în acel ring. Era pentru prima dată? Pentru prima dată, clar. Păi, băi, dă-mi voie să spun, lupta cu tine, ai câștigat-o. Asta zic. Adică ai plus câștigat-o. Plus că în a doua repriză, când efectiv glezna mea nu mai era, era gata, ceva în mine s-a transformat în luptător și m-am ridicat efectiv cu dureri, cu tot, și am dat tot ce am putut mai bun. Și asta mi se pare victoria asta a fost a mea, 10 secunde astea. Și știi cum se zice și în fotbal? Victoria, victoria... Exact, așa este. Celul care și-o dorește mai mult. Exact, victoria celui care și-o dorește mai mult sau... Cum mai era, mă? Mai era fix vorba. Așa a fost. Cred că și-a dorit mai mult ai victoria. Ai făcut o figură frumoasă. Să era mai... Cred că lui a fost mai mult frică de bătaie decât mine și cumva și-a dorit victoria mai mult. Deci... Lui a fost mai frică de bătaie. Bun, bravo. Punem puțin sus, o să începem cu 3-5-7. Ce un film 3-5-7? Mă rog, căldurile, dar nu știu de ce. Perfect, am pus puțin acolo. Ia 3, să vezi. 5, deci, iartă-mă aici. Ok. Perfect. Asta e lapte de care am vorbit, da? Da, e de soia, nu? Ok, bravo. Se da. Și vede că se e... Se și vede, scrie, uite. A, scrie? Nu, dar se vede că e mai închis la culoare. Bun. Așa, hai. Avem de vreo 2 săptămâni pe aici. Bun. Deci întrebarea o citești în gând. Ok. Răspunsul dai cu voce tare. Iar oamenii vor afla de la burlacul Andy Constantin. Ma. Trei nume. Nu, e greu, rău. E greu, da, te crede, dai numele. Stai un pic, nu, că trebuie să vii după ce mănânci. A, după, n-am voie așa. Ai voie și așa. Cred că e protocol, da. Nu, ai voie și așa. Testează lapte dacă vrei. Deci fii atent, Andy. Andy Constantin, oameni buni, îl găsiți pe Instagram, pe Facebook, îl găsiți... Este tot singur, nu? Nu. Nu? Nu. Da, să zic, nu prea. S-au schimbat lucrurile. O să mănânc două, nu să... Nu, nu, n-ai cum. Trebuie să dai spune aparat. Lumea nu știe despre ce este vorba. Tu dai răspunsurile, eu rup întrebarea, lumea nu știe la de ce ai zis XYZ, mănânciute și gata. Super, dacă tu dai numele și nu vrei să mănânciute, citesc întrebarea și atunci lumea se prinde. Las. Nu, că crede-mă, e testată, treaba asta funcționează de rupe. Iată. Wow, da. Three names. Yes. Wow. Ciucă, m-am gândit acum cum să facem emisiunea în engleză. Bun. Yes, of course. Tu le dai să zici. Bun. Trei nume. Fii atent, Ciucă, tu caută pe laptop. Sunt aici. Nu, caută ce să cauți pe laptop? Caută întrebare, pe laptop, ce să cauți pe laptop? Hai, zi, trei nume, hai Andy, hai că poți. Hai măi băiatule. Am două, am două. Unu, unu, mai stau într-unul. Zi. Păi azi cum stau să... Ca păi să zile peste a două și ne gândim. Da? Zi. Bun. Alin Eremia. Păi ești nebun, jură tu. Bun. Monica Bălădeanu. Du-te, du-te. Ce? Iată-mă. E grav. Și al treilea. Știu că al treilea a venit cineva din Champions League, tati. Deci Alina Eremia. Face la Plezneanu, nu e nimic. La e la Plezneanu totul. Monica Bălădeanu. Și?
Cred că nu este a treia, nu știu. Dacă a treia. Rămânem așa? Rămânem așa, da. Hai că suntem legați, citim? Nu. Hai mă, citim că doar... Că bă, adică pot să citesc, adică nu am nicio problemă, că sunt na, hai asumat. Hai să citim. Este, mă! Nu. Nu citim? Nu. Deci o rupem? Hai mă, să citim. Stai un pic să gustă nostru, stai să vă zic imediat. Nu, pe n-ai voie. Știi cum e? Pac, hai. Așa. Hai mă, zicem, pă, asta nu, sunt... Nu citesc. Hai mă, Andy, ai curaj. Am curaj, dar nu citesc. Vezi că urmează altele mai grele și o să fie rău de tot. Nu e despre mine doar. Păi e despre tine. Păi nu e, dacă era doar despre mine, era ok, ziceam. Da, e despre tine, că doar nu e. E și despre mine. Păi, normal. Hai, la, uite, următoare, promit, deci, că n-are cum să fie următoare. Ce... Băi, mai rău. Nu există. Mai rău. Tine, treaba ta. Eu te las pe tine, Sale. Deci, hai să mai întâi să văd cu ce am de face. O să te ia cu stomacul, o să-ți facă rău. Bine, mă... trebuie să o mănânc pe toată. Da, pe normal. Am înțeles. Mănânci iute sau... Mănânc. Sunt fan iute. Fan iute. E fan iute, ciucă. Stai liniștit că aducem șervețele. Data viitoare o să încercăm pe jumate ciuperca. Le zic pe toate acum, gata. Wow. Alina Eremia Băiciucă, Monica Bârlădeanu și n-a vrut să mai spun alt nume. Greta. Plâng. Greta. N-am plâns de la cheiul lui Gianni, dar asta e mai dur. Vezi că e de-abia început. E mai dur asta. Că mănânci, uite. Nu mai mănânc, gata. Nu mai mănânci, cum să nu? Ia vezi. Hai că asta a fost, uite, am început tare, dar acum trecem pe sosul mai light, uite. Care vrei tu, alegi wow. Tu. Ce vrei tu? Number one. No, asta e, ce? Bă, Greta, nu mai avem sosuri de alea miuți. Avem doar de astea mici, așa, de... Ce-s ăsta? Ei, sosurile nu mai sunt ciucă ce erau odată. Când aveam noi sosurile alea din America. Deci am rămas unul la întrebarea aia, la prima. Să punem puțin sos pentru prietenul. Stai, poți să-ți tai ciuperca? Că e prea mare și probabil... Wow. Eu ți-am zis. Băi, ciucă. Dar apă avem, vă rog. Apă? Vrei și apă? E ceva grav aici. E. Vezi că cu apă e mai rău. Uite, gata, am pus doar pe jumate, gata. Haide. Aici e mai jale. Avem și apă. Aduceți pompieri! E nevoie. Tu că apă? Îți vine apă. Mamă, ți-a dat la tine. M-a pus să respir, stai serios. Stai un pic, auzi, Cătă. Da. Cătălin, am găsit o poză cu Monica Bârlădeanu. Puteam să o dăm la televizor, vreau să vadă Andy. Ia. Care? Ia! Iartă-mă un pic, uite ce poză a găsit Ciucă. Avem și video la chestia asta. N-a văzut. Am văzut. Și nu-mi place. Bun. Domnul Andy Constantin, bine ați venit la sosurile picante. Exact. Cred că ai vrut să mă omor, serios. Ai pus 3, no. 5, 7 ăla. Nu știu ce ai pus, dar ai pus... Nu. Foarte e tare. E un cadou, că mâine e ziua noastră, Sfinții Constantin. Am înțeles. Foarte mâine frumos. Mâine dimineață o să-ți aduce aminte de mine. Exact. E urarea mea de la mulți ani pentru tine, mâine dimineață. Cum mă trezesc și deschid gura, mi-aud că aminte de Cătălin. Nu știu dacă când deschizi gura, data de dimineață o să-ți aduce aminte de mine. Dar las că îți dai ceva tratamente. Haide. Deci dăm nume. Știi ce, băiatul ăsta drăguț de filmează spatele camerei de filmat e cu mine. E cu tine? Da. Ai cameramanul tău? Da. Să-l chem și mine dimineața, crede-mă. Cum te cheamă? Nicule, mâine dimineață când se trezește să fii la filmare. Ia uite cum stă Greta acolo. Deci și cameramanul meu e Greta aici. Zi, hai, uite, să stăm la întrebarea 2. Ok. Păi, ok, da, hai să dăm nume. Pe cine? Hai, poți să dai două clima, da? Zi. Ok. Zi. Pare că drag de timp, dacă era așa e. Zi, hai. Bun. Zi. Ok. Hai să citim întrebarea? A? Direct să? Păi nu, dai răspunsul și apoi citim întrebarea. Bine, dar răspuns mai întâi. Răspunsul, citim întrebarea și nu mai încet, zi. Cum ar fi acum să zic o chestie? Da, nu. Zi. Zi adevărul. Păi încerc să mă gândesc, să știi că eu nu sunt prea familiar cu... Hai, lasă, zi. Serios, uite, zi. Mă vedeți, dar nu sunt așa. Mă interpretați greșit. Să zicem... Deci tu nu prea de asta zici. De asta zic, de aici zic. Hai zi.
Așa. Am un nume. Mi s-a blocat creierul de la atâta picant. Nu mai, spre ușinea mea, nu știu numele. Zic că te ajutăm noi. Nu știu numele. Televiziune? Da, da. De care televiziune? Puteți să spuneți. Aici, dacă TV... Publică. De la Televiziunea Română? Nu, 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 publică. Ăsta, pardon. Antena 1? Privată, da. Antena 1? Da, era... cum se numea? Prezenta știrile sportive. Și meteo mai mult. Și a prezentat și meteo și știrile sportive? Nu, meteo a fost la început, meteo a fost la început, scuze, meteo. Și a fost la matinal, era de știrile de dimineață. Iuliana Pepene. Nu e prezentă, e anchor, but nu e prezentă meteo, prezintă știrile. Nu, acolo, dar acolo, eu. Da, m-am gândit și eu, bravo. Unde? Nu știu. E relatable, e ok. Dar, să zicem, când e în anturajul acolo, în anturajul acela. Deci erai fiertă dimineața pe știri. Da, mă trezeam special să... Nu cred. Dimineața? Așa spune. Da, da, știm. Dăm numele unei femei faimoase din România, din showbiz, sport, politică sau afaceri pe care ai dorit să o cucerești și ți-a refuzat avansurile. Da. Deci ai trimis mesaje, ai făcut da, ceva. Da, fac și de asta. Nu, nu, mi s-a întâmplat să vorbim, am ieșit odată și... Ați și ieșit? Am și ieșit, da. M-ați și pupat? Nu. Am ieșit, dar într-un context mai profesional, da, să spunem, și s-a dorit și personajul ăsta mai Andrei întâmplat. Andreea Gerasim. Aproape, dar nu. Stai, Ciucă, liniștit, că aflăm imediat. Până atunci, oameni buni, vă spunem, rămâneți cu noi, că revenim. Wow. Andy Constantin răspunde și la celelalte întrebări în câteva momente. Mamă, nu știi ce urmează. Nu vreau să știu. După publicitate.